Prin acest eveniment, organizatorii ne invită la o incursiune în lumea pietrelor prețioase și semiprețioase, a cristalelor, a colierelor strălucitoare, exponate unice prin formă și colorit. A venit din nou la a patra ediție în Sighetul Marmației. Pe partea de minerale am adus multe minerale de colecție, aduse chiar din Madagascar și Brazilia. Multe minerale din Brazilia de colecție și geodele de ametist. Și avem multe minerale din bazinul minier Maramureș, de la minele Capnic, Herja, Maramureș. Iar pe partea de bijuterii am adus bijuterii pentru domnișoare, doamne, coliere din pietre semiprețioase, ametist, citrin și... Avem o gamă largă și de pietre prețioase, safire, rubine, chiar diamante. Spre marea surprindere a organizatorilor, încă din prima zi a expoziției, sighetenii au răspuns pozitiv invitației și chiar au achiziționat pietre semiprețioase. La eveniment au fost expuse și flori de mină, dar și piese de colecție. Am venit aici la dumneavoastră la Sighet, deja cred că a cincea ediție, al cincilea an, cu diverse minerale, pietre semiprețioase și prețioase din țară și din străinătate, plus fosile pe ere geologice. Ca și cele mai rare și renumite minerale din România ar fi vivianite din zona Roșia Poien, astea sunt niște minerale rare, sau cuarțuri de Capnic, calcite de Capnic. Din străinătate mai renumită ar fi malachitele cristalizate cu formă de semigeode din Congo, chianitele astea, mineralele astea aciculare albastre din Brazilia, celestine din Madagascar, geode de celestine din Madagascar. Pe larg despre acest subiect în reportajul zilei care urmează imediat după jurnal.